Furtul a fost observat de lucrătorii instituției care au venit în această dimineață la muncă. Mai exact, i-au văzut că geamurile direcției pentru siguranța alimentelor a fost deschis forțat. Hoții au cotrobăit prin mai multe încăperi ale instituției, dar și prin garaje. Prada lor numără 4 laptopuri, o pereche de cizme din cauciuc și o lopată. Cele din urmă au fost apoi abandonate în vecinătatea instituției după ce și-au croit drum prin zăpadă și au fugit. Au fost parte la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 5 garaje și 2 birouri. A fost spart biroul pentru siguranța alimentelor și cele 5 garaje în care le foloseam atât ca magazin cât și garaje pentru autovehiculele instituției. Ce s-a furat? Au furat 4 laptopuri, valoarea estimată, nu pot să spun acum cât este, probabil că să facem o evaluare la un evaluator specializat și o să ne spună care este valoarea. De asemenea, a mai fost furat o pereche de cizme dintr-un garaj și o lopată, dar au fost abandonate pe baraj, deci în spatele direcției, și au fost recuperate. La fața locului au fost chemați polițiști și criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Argeș, care au efectuat cercetări și au ridicat amprente. Anchetatorii au deja un cerc de suspecți. Polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Pitești au fost anunțați în cursul acestei dimineți de către un reprezentant al instituției cu privire la faptul că autori necunoscuți au pătruns într-una dintre clădirile instituției, au fost sustrase 4 laptopuri, se efectuează cercetări în vederea identificării autorilor și totodată pentru recuperarea bunurilor furate. Angajaților Direcției Sanitar-Veterinare Argeș nu le este deloc străin acest scenariu. Aceștia spun că garajele din curtea instituției au fost parte de mai multe ori, în ciuda faptului că au schimbat nenumărate lacăte care s-au dovedit inutile în fața hoților.